Unele dintre cele mai gustoase fructe exotice cresc pe pământ românesc și sunt cultivate cu drag de gospodari. Vorbim despre culturile de smochine care încep să se dezvolte în România. Un puzoian a pus pe picioare o livadă de smochini și culege acum roadele. Deși în sezonul rece plantația îi cam dă de furcă, munca îi este răsplătită cu tone de fructe. Conform Cluj.ro, denumit și fructul regilor, smochinul iubește temperaturile ridicate și este cultivat în special în zonele subtropicale. Însă încălzirea globală fac ca smochinul să prindă mai nou rod și în țara noastră. Cunoscând secretele acestei planete, Valentin Badea nu a mai stat pe gânduri și a dezvoltat alături de familie o plantație de smochini în Buzău. Suprafața este de aproximativ 8 1500 de metri. Anul acesta sunt undeva între 7 și 8 tone. Anul trecut am avut cam 2 tone, 2 tone și un pic, spune cultivatorul de smochini, potrivit observator. Cultivatorii cred că au dat lovitura cu această afacere. Am stat și m-am gândit de ceva ani să fac ceva ce nu prea există, și am ajuns la concluzia că nu există nicio plantație de smochini în zonă. Am mai adăugat acesta. Locurile luminoase sunt prielnice smochinului, care la maturitate produce o cantitate mare de fructe, iar recoltarea manuală impune multă forță de muncă. Inclusiv în sezonul rece, roadele sunt bogate, astfel că muncitorii încearcă să protejeze pomii cât de bine pot. I-am învelit cu plase de umbrire. Am găsit această soluție pentru că nu merge folia la smochin. Se sufocă, mucegăiește și atunci pierzi pomul. Am mai explicat cultivator. De smochini. În livada cu smochini aflată la periferia municipiului Buzău, sunt invitați la cules toți doritorii, drept de răsplată. Aceștia pot mânca pe săturate. Relatează știrdecluj.ro